Bun găsit! Astăzi, la lecția de istorie, învățăm despre Egiptul Antic, despre apariția și organizarea statului, despre faraon vestiți și clase sociale, scriere, zei, piramide, sarcofage, canope și mumi. Apariția și organizarea statului. În jurul anului 3100 înainte de Hristos, deci acum aproape 5000 de ani, un conducător pe nume Menes a unit cele două regate, Egiptul de sus și Egiptul de jos, numindu-se faraon. Unirea celor două regate a fost necesară pentru a organiza mai bine de-a lungul fluviului Nil marile lucrări agricole, construcția monumentelor grandioase și pentru o mai bună apărare. Capitala Egiptului antic a fost la Memphis, în delta Nilului, iar mai târziu a fost mutată la Teba. În urma unor expediții de cuceriri în Palestina, Fenicia și Siria, regatul Egiptului s-a transformat în imperiu. Clasele sociale în fruntea statului se afla faraonul. Acesta avea putere nelimitată asupra supușilor și conducea după voința sa. El era ajutat la conducere de preoți, militari, funcționari și scribi. Faraonul era încoronat într-o ceremonie fastuoasă, în care primea însemnele puterii, sceptrul și biciul, iar pe cap o coroană. Se credea că faraonul primește instrucțiuni de la zei despre cum să conducă țara. La ceremonii stătea pe un tron lucrat din lemn sculptat, încrustat cu aur, fildeș și pietre prețioase, era îmbrăcat în haine scumpe, împodobit cu brățări, cercei și inele. Faraon vestiți au fost Tutmes al treilea și Ramses al doilea, în timpul cărora Egiptul antic a atins apogeul dezvoltării sale. Preoții egipteni erau persoane de temut. Se îmbrăcau în alb și aveau capul și barba rase. Aristocrații sau nobilii erau înconjurați de paznici, scribi și sclavi care îi serveau. Militarii erau foarte respectați în societate. Aveau arcuri, săgeți, sulițe, scuturi și chiar care de luptă. Scribii erau un fel de secretari. Știau să scrie și transmiteau această taină urmașilor lor.

Oamenii de rând se ocupau cu agricultura, meșteșugurile și negoțul. Sclavii aveau viața cea mai grea. Munceau de dimineață până seara și nu se bucurau de libertate. Scrierea, prin mileniul 4 înainte de Hristos, au apărut primele forme de scriere care erau alcătuite din figuri, desene sau picturi care înfățișau ființe, lucruri, ocupații sau aspecte din natură. Astfel, pentru a scrie cuvântul ochi, se desena sau picta un ochi, pentru apă, câteva linii șerpuite și tot așa. În Egipt, acest mod de scriere s-a perfecționat apărând scrierea hieroglifică. Fiind deosebit de complicată, această scriere nu putea fi învățată decât de persoane care studiau toată viața, ca preoții, înalții funcționari sau scribii numele faraonului și persoanelor importante aveau întotdeauna contur ca să iasă în evidență. Egiptenii scriau pe piatră și papirus, ei presau și nivelau tulpinile groase de papirus până când deveneau netede și subțiri, semănând cu hârtia de astăzi. Ca instrument de scris folosea un bețișor de stuf, ascuțit în formă de peniță, iar în loc de cerneală, un amestec de apă și funingine. Cărțile lor nu aveau pagini separate, ci erau sub forma unor foi lungi de papirus înfășurate ca o ruladă sau sul. Jean-François Champollion este francezul care a descifrat hieroglifele în secolul al XIX-lea cu ajutorul unei inscripții în trei limbi, piatra de la Rosetta. Religia Egiptenii au avut o religie politeistă, credeau în mai mulți zei. Aceștia erau înfățișați cu corpuri de oameni și capete de animale considerate sacre, precum câinele, pisica, ibisul, un fel de barză și gândacul numit scarabeu. Iată câțiva dintre zeii vechilor egipteni. Ra, zeul soarelui, Osiris, zeul al agriculturii și al lumii de dincolo, Isis, Zeita Căsătoriei, a magiei, a vieții și vindecării, Horus, protector al Egiptului. Hator, zeita Iubirii, Anubis, zeul ce ghida spiritele morților în lumea de dincolo. Apofis, zeul șarpe, era spiritul antic al răului și distrugerii. Piramide, sarcofage și mumii. Egiptenii credeau că Sufletul se va întoarce în corpul care i-a aparținut. Din acest motiv, ei nu lăsau corpurile să se descompună pentru ca sufletul să aibă un trup în care să se întoarcă. Prin urmare, conservau corpurile celor morți, scufundându-le într-o soluție specială de sodă cristalizată, pentru ca apoi să le înfășoare cu bucăți de pânză, impregnate cu uleiuri și parfumuri, ca niște bandaje. Dar înainte, aveau grijă să scoată toate organele, interne, inclusiv creierul, cu un cârlig băgat prin nas pentru a le pune apoi separat în niște vase speciale numite hanope. Un corp neînsuflețit conservat în acest mod se numește mumie. Aceasta era așezată într-un sicriu de lemn, frumos decorat, care avea formă umană sarcofag. Se obișnuia ca sarcofagul inițial să fie așezat în alt sarcofag, tot din lemn, dar mai mare sau chiar într-unul din piatră. La început, doar faraonii sau oamenii importanți erau mumificați, dar treptat, acest obicei s-a extins și la celelalte categorii sociale, mai puțin la sclavi. Sarcofagul și canopele erau depuse apoi într-o piramidă, care este un mun Monument funerar grandios, adică un mormânt foarte mare sau mai mic în funcție de importanța celui decedat. Construcția unei piramide dura foarte mulți ani și începea încă din timpul vieții faraonului. Muncitorii erau nevoiți să tărască pietrele și să le ridice folosind diverse mecanisme cu scripeți și rampe de nisip. Interiorul piramidei era împodobit cu picturi și scrieri în care care se povestea viața celui decedat. Cea mai mare piramidă este cea a faraonului Cheops, considerată una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Lângă marea piramidă a lui Cheops se află Sfinxul, o statuie uriașă a unui leu cu cap de om care îl reprezintă pe Chefren, un alt faraon care își are piramida în apropiere. Cele mai faimoase trei piramide sunt cele ale faraonilor, Cheops, Chefren și Micherinos. Declin Istoria Egiptului antic durează cam 2500 de ani. Puterea lui a decăzut treptat, fiind cucerit de Împăratul Persan, apoi de Alexandru cel Mare, întemeitorul Imperiului Macedonean, pentru ca romanii să-l cucerească definitiv spre sfârșitul secolului I înainte de Hristos. Ultimul faraon al Egiptului a fost. O femeie, Cleopatra, care, în ciuda frumuseții și deșteptăciunii sale, nu a putut să câștige lupta cu Octavian, a preferat să-și curme viața decât să cadă în mâinile romanilor, care au transformat Egiptul într-o provincie. Și acum o recapitulare. Astăzi, la lecția de istorie, am învățat despre apariția și organizarea statului, faraon vestiți și clase sociale, scriere, zei, piramide, sarcofage, canope și mumii și că putem admira și astăzi măestria vechilor egipteni în marile muzee din întreaga lume și lângă Cairo, pe platoul de la Giza, unde se află mai multe piramide, între care și singura dintre cele șapte minune ale lumii antice care s-a păstrat până astăzi și poate să fie vizitată, piramida lui Cheops. La revedere și pe curând!